Dumnezeu să fie slăvit pentru bunătatea Lui cea mare și pentru înțelepciunea prin care creează ocazii pentru ca harul Său să se poată revărsa într-un mod specific și personal pentru fiecare om. Mulțumim pentru că astăzi avem din nou contactul cu acel cuvânt, cuvânt creator, cuvânt care a fost rostit în acea săptămână a creației și care din nimic a făcut o lume frumoasă. E același cuvânt, care vine și la noi astăzi, fie ca să-L întâmpinăm cu credință, cu inimă deschisă pentru ca El să ajungă, iar El va face restul, va face tot ceea ce știe să facă, va crea exact ceea ce spune în cazul în care nu va întâmpina opoziția necredinței sau mândriei. De aceea să ne cercetăm inimile, să venim cu inimă deschisă și cu bucurie în suflet, pentru că Dumnezeu poate să facă minuni și face întotdeauna când este lăsat. E felul Lui de a lucra. Vom vorbi despre un tip special de lucrare, pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Cu siguranță, primul și cel mai întâlnit tip de lucru este bazat pe trimiterea Mântuitorului ca ucenicii Săi să meargă în toată lumea cu Evanghelia la oameni. Marcu 16:15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Sigur, și asta au făcut și au adus rezultate binecuvântate. Totuși, acest tip de lucru a fost deseori și e posibil să fie mistificat, să fie mutilat. Pe baza acestei trimiteri, oameni netrimiși să poată să meargă, sau oameni mânați de alte scopuri să meargă, sau alții care să vină doar în numele Lui, dar de fapt să fie altcineva decât trimiterea Lui. Se poate transforma această chemare în alergare după oameni care să poată să susțină o instituție, prozelitism, mă rog, pot să fie multe alte motivații. Și această lucrare sfântă se poate să fie compromisă. Matei 23:15, Domnul Iisus avertiza, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei. De două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Ei făceau din oameni ceva mai urât decât erau ei înși și erau destul de urâți. Se vede aici un zel extraordinar care îi face să înconjoare marea și uscatul, nu? Asta înseamnă o grămadă de... înseamnă investiție, înseamnă aparent un zel, o luptă pentru a găsi un om. În necunoștință de cauza, îi zice, uite ce lucrare. Totuși, Domnul Iisus vedea finalul acelui om care era căutat, prins, era o schimbare în rău, o schimbare dramatică, făcând din el un fiu al focului. Un om pentru foc pregătit și nici de cum pregătit pentru cer. În felul acesta, deseori, solia Domnului Iisus, mergeți, înțeleasă de oameni firești, s-a transformat în cu totul altceva. Dar Dumnezeu descoperă și un alt tip de lucrare. Un tip care, de lucrare care e foarte greu ca să fie măsluit, să fie mutilat. Pentru că necesită o anumită condiție a omului respectiv, fără de care o anumită stare, o anumită experiență, ceva cu totul special în el să se petreacă pentru ca să poată să fie posibilă această lucrare. În felul acesta, ea rămâne departe de cei care ar încerca să facă așa ceva, rămânându-le doar primul tip pe care pot să-l schimbe. Și anume este ca acele lucruri speciale pe care Dumnezeu le face și le pune în tine să devină un punct de atracție în așa fel încât oamenii să vină și să te caute. Oamenii să vină la tine. Și Biblia e plină de profeții de genul acesta, de specificații, de lucruri în care Dumnezeu spune că ei vor veni. S-a întâmplat și pe vremuri, în a doua regi, capitolul 5, pe versetul 1 până la 17, spicuiesc doar câteva versete, citiți pentru context acasă dumneavoastră, vă rog. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei. Este vorba de o personalitate marcantă din păgânism, nu? Dintr-un popor păgân. Avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Deci un om cu renume, cu reputația unei mare viteaz.
Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Providențele. Providențele divine cum lucrează. Și ea a zis stăpânei sale, asta e lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea care nu e omenească, pentru că n-ai cum să o faci, ca să știi că exact omul acela are deschidere și are nevoie de ceva, asta doar Dumnezeu cunoaște lucrurile cum să le aranjeze. Și aranjează Dumnezeu ca să poată să-i fie trimisă o veste, o informație salvatoare. Și a zis stăpânei sale, nu se putea face evangelizare în Siria pe vremea aceea, pentru că sirienii erau împotriva lui Israel. Și nu te puteai duce să faci așa ceva, dar putea Dumnezeu să facă ceva în așa fel încât ei să vină. Și așa aș făcut. Și a zis stăpânei sale, dacă Domnul n-ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul acela ar tămăduit de lepra lui, ce siguranță, ce credință simplă. Și așa cu bucurie, cu certitudine. Și Naaman a crezut lucrul acesta. Pur și simplu a crezut că fătița aceasta nu fabulează, ci exact așa este. S-a dus, a interesat, a făcut rost de o trimitere, de o scrisoare de acreditare. Împăratul lui Israel s-a zguduit, tremura, el n-avea credința fetiței, bineînțeles. El nu credea că e posibil să facă așa ceva în țara lui. O fetiță credea, care era roabă. Cei de acolo nu credeau. De asemenea, erau muzele proști pe vremea aceea și în Israel, dar nu credeau nici ei. Ce să faci? Astea sunt necredințele care bântuie deseori grupările religioase. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei, un umil slujitor al lui Dumnezeu, stă și se trezește cu vizita unor oameni mari de departe. Vine acolo la el. De ce? Pentru că are ceva, e în posesia a ceva care nu găsești pe toate străzile, pe toate drumurile. Ceva rar și nu se găsește. Și s-a dus acolo pentru vindecare. A primit și vindecare fizică, ceea ce nu se putea la vremea aceea nicăieri. Și a primit și vindecare de suflet, în așa fel încât finalul a fost. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. A fost simplu, fără prea multă, știți, a fost lupta acestui om cu felul simplu al lui Elisei și direct, du-te și scaldă-te, fără prea multă ceremonie, fără tam-tam, fără lucruri mari, se întâmplă în forme foarte simple și obscure. De obicei, omul firesc caută atât de mult să explodeze, să dezvolte, să hiperbolizeze toate lucrurile care Dumnezeu vrea să le facă cu el și să se etaleze, dar Elisei era atât de umil în așa fel încât ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Omul vine vindecat, iată acum cunosc că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Se vede că nu era, Elisei nu era un vindecător decât. Elisei era un sol al lui Dumnezeu, vindecarea nu era decât o parte din descoperirea aceluia care vindecă. Nu făcea din ea, bineînțeles, niciun o sursă de profit. Nici o sursă de a aduce oameni la sine, nici o sursă de a se preamări pe sine. Și acum primește rogul de un dar din partea, așa sunt oamenii recunoscători. Îl costase mulți bani să nu se vindece, să încerce tot felul de lucruri și n-au avut niciun efect. Elisei a răspuns, vie Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Nu înțelegi că n-am nevoie de așa ceva? Nu am nevoie de bani. Tu ai impresia că banii ăsta nu sunt. Asta e un har de la Dumnezeu pe care îl primești gratuit pentru că Dumnezeu e bun. Noi nu comercializăm harul lui Dumnezeu. Pur și simplu Dumnezeu ne-a dat în dar și în dar de mai departe toate lucrurile și Naaman numai că s-a vindecat, numai că a văzut un om deosebit ca și caracter, ca și prestanță măsurat și dar vede un om care nu e pur și simplu dependent de bunul. Toată lumea vrea darul, mai ales că venise cu darul regale, nu acolo la el. Cum? Nimic nu sclipește. Dar n-am nevoie, nu trebuie nu așa ceva. Noi trăim simplu. Ce să facem noi cu lucrul ăsta? Asta l-a șocat și mai mult. Păcat că încă unul din Israel, slujitor al lui Elisa, nu învățase același lucru, credea că e o sursă de dezvoltare, tot faci minuni și tot oamenii tot te roagă și știți, a alergat după el și a stricat oarecum imaginea șocantă cu care plecase. Nu mai scrie Biblia ce a făcut omul ăla pe acolo, când s-a întors în țara lui. Puteți să vă imaginați
când s-a întors vindecat, ce a avut de spus, ce a văzut acolo, nu? Și pentru că Biblia e o carte mai mult de principii și dacă s-ar fi scris tot ce trebuia scris, nu încăpeau nici măcar faptele Mântuitorului în toate cărțile, putem să ne gândim că mulți alții s-au gândit să meargă acolo, să vadă ce s-a întâmplat. Nu? Omul nu s-a întors vindecat. Dar nu mai vindecat, omul s-a întors vorbind de ce înseamnă adevăratul Dumnezeu. Omul s-a întors vorbind de cineva care nu e infectat de materialist, care pur și simplu poate să fie cucerit cu nimica. Oameni care trăiesc mai presus de lucrurile lumii acestea, nu care, și care sunt fericiți. Sigur, asta a fost. Uite cum Dumnezeu îi trimite, nu? Dacă are unde să-i trimită, dacă toți ar fi fost ca Gehazi, sigur n-ar fi avut de ce să-i trimită Dumnezeu și nici cineva n-ar fi avut ce să vadă acolo, pentru că lucrurile acelea, oameni care aleargă după mantale și după aur și după argint, există peste tot, nu? Dar oameni care să nu le trebuie așa ceva și să-i vezi fericiți, oameni de caracter, și asta este o lovitură pentru oameni. Citim în Fapte 8:26 până la 29. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopionilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, ministru de finanțe, să-i zicem, a venit la Ierusalim ca să se închine și se întorcea de acolo. Și ședea în carul lui și citea pe prorocul Ilea. Se întorcea de acolo. De ce se ducea? Tocmai din Etiopia mergea în Israel, nu? Omul căuta lumina și înțelesese că acolo ar fi ceva deosebit, numai că se întorcea cumva trist, neîmplinit, de la Ierusalim, de la templu, pentru că acolo nimeni nu-i explicase ce era cu Isaia 53. Era omul încă gol, neîmplinit, deși știa că acolo ăștia ar fi trebuit să aibă, numai că ei nu știau ce să facă cu astfel de oameni. N-a găsit exact ceea ce căuta. Totuși Dumnezeu l-a văzut, pentru că Dumnezeu îi trezise interesul și Dumnezeu are un om și îi spune: du-te, ajunge-l și explică-i ce caută, dă exact ce are nevoie. Și știi câtă bucurie, cu cât entuziasm și bucurie și fericire s-a întors și omul acesta, un om mare, dar care avea nevoie de lumină și care era dispus să facă călătorii lungi, numai să înțeleagă. Înțeleagă cum e cu mântuirea, cum e cu salvarea, ce înseamnă. Lumina adevărată. Sunt oameni care caută, oameni dispuși, pentru că nu găsesc ceea ce să le satisfacă sufletul. Măcar că era ministru de finanțe și avea banii pe mâna lui și era extrem de bogat. Face călătorii lungi numai pentru a primi lumină. Numai că deseori nu găsește ceea ce caută. Dacă ar găsi, știți cât de mulți oameni Dumnezeu ar trimite. Numai unul care ar găsi s-a transformat într-un potențial propovăduitor, ca și femeia care din Samaria, vă aduceți aminte, care în momentul când a fost cucerită inima ei, veni și vedeți, și toată cetatea a alergat la el, n-a fost nevoie, ucenicii s-au dus acolo, n-au văzut potențial convertiți și oameni valoroși, dar în schimb, oamenii vin ei și îl găsesc pe Mântuitorul, ies la poarta cetății. Nu e nevoie Iisus să intre. Vin ei acolo. Sigur, trebuie să poporul ăsta sau oamenii ăștia cu care Dumnezeu va lucra, va face tipul ăsta de lucrare în așa fel încât oamenii să fie atrași, trebuie să exceleze. Trebuie neapărat să exceleze. Trebuie să aibă ceva care nu există oriunde îi căuta. Fără această excelență, nu are cum lucrarea aceasta să funcționeze. Citim în 1 Regi 10:1, împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului. Deci faima care se dusese peste tot era în ce privește slava Domnului. Ce făcuse Dumnezeu când își pune slava Dumnezeu asupra unui om? Asupra unui popor. Și a venit să-l încerce prin întrebări grele. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și a spus tot ce avea pe inima. Solomon i-a răspuns la toate întrebările. Și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îl rămurească. Este înțelepciunea lui Dumnezeu. Cine e dedusă înțelepciune? Și sigur a trebuit când l-a lăudat să spună care e izvorul lui, nu?
asta și dorise, asta ceruse și când Dumnezeu i-a oferit, exact asta i-a oferit și Dumnezeu chiar s-a bucurat. Și mai scrie în Scriptura sa Dumnezeu că dacă cuiva îi lipsește înțelepciune, să o ceară, că Dumnezeu este încă dispus să o dea cu mână largă și fără mustrare de cuge, dar să o ceară cu credință, să nu se îndoiască deloc. Și va fi dată. Și Solomon i-a fost dată din belșug și sigur a avut ocazia să vadă ce gândire neîntâlnită în altă parte, ce concepții de viață, de credință, nu, ce stil de viață. Și lucrul acesta a uimit, a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit, mergându-ți faima. Observați, faima merge. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta, binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat ca să judești, să faci dreptate. A spus ferice de un popor de genul ăsta care trăiește într-o astfel de atmosferă, într-o astfel de lumină, într-o astfel de concepție de viață. E ceva uimitor, e uimitor și sigur, se dusese faima, se duce faima, se duce vestea, circulă înaintea, dar nu trebuie să circul fizic. Circulă că există ceva cu totul deosebit, ceva rar și oamenii sunt dispuși să vadă lucrul acesta. În continuare am să amintesc câteva forțe de atracție care determină pe oameni să-i caute pe copiii lui Dumnezeu. Există ceva care atrage foarte, foarte puternic. Am să punctez aceste lucruri. Ioan 12 cu 20 la 24. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic. Era vorba de alți greci care ei veneau acolo, la Ierusalim. S-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Este încă, să știți, cerința oamenilor. Oamenii caută lucrul acesta, caută în toate bisericile, pe toată lumea, bântuie peste tot, vor să vadă chipul lui Iisus și sigur acolo nu-l văd, nu-l găsesc și sunt dezamăgiți în căutare. Sunt oameni valoroși, vorbesc de adevărații căutători, nu de plimbăreții din grupări care nu au alte interese. Vorbesc de oameni care caută chipul lui Iisus, care vor ceva adevărat pentru viață, vor schimbare și vor să înțeleagă Evanghelia autentică. Vrem să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Deci ceasul acela a sosit, să știți, ca Iisus să fie proslăvit. Adevărat, adevărat vă spun, și se pare că versetul 24 parcă e fracturat din context, dar are legătură cu contextul. Exact asta îi atrăgea pe oameni. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Asta va reprezenta exact atracția, forța de atracție. Și anume, altruismul, viața care se jertfește, viața care se trăiește pentru alții, viața care nu-i, care e trăită pentru sine ca un grăunte care rămâne, dar nu produce rod. Viața aruncată în brazda nevoilor oamenilor este exact forța de atracție. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, era vorba de înălțarea lui pe cruce, nu înălțarea la cer, voi atrage la mine pe toți oameni. Crucea e punctul de atracție. Așa ceva e mai presus de dispute religioase, de argumente, de contraargumente. E ceva care atrage. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru mine. Nu este o iubire care se jertfește, altruism, altruism pur, și așa ceva nu găsești pe străzile lumii acestea și nu produce lumea aceasta. Așa ceva este de origine divină, de la Dumnezeu venit, și lucrul acesta atrage în oameni. Nu, asta atrăgea la Iisus. Fapte 2:44, iar când Iisus s-a întrupat în ucenicii săi, Iisus s-a întrupat într-un trup al său, mai târziu s-a întrupat în ucenicii săi și încă locuiește oameni. Când Iisus reușește ca să se întrupeze în ucenicii săi și din nou să fie văzut, dar de data aceasta a multiplicat în nu știu câți, în câte persoane, dar același caracter splendid, s-a întâmplat acel
lucru extraordinar. Toți cei ce credeau, fapte 2:44 la 47, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. De ce amintește lucrul acesta? Pentru că vom vedea finalul. Izgudia pe oameni chestia asta. Erau toți împreună, aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile, culmea că toată lumea cumpără și strânge, adună, banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Credeți că asta nu este electrizant în lumea egoismului în care trăim, într-o lume materialistă, sufocată de plaga egoismului? Sigur, așa ceva nu vezi pe oriunde. Așa ceva te izbește. Așa ceva e penetrant și așa ceva atrage. Oamenii n-au așa ceva. Strâng și sunt nefericiți. Adună și sunt mai nefericiți. Și să vezi oameni care dau și sunt extraordinar de fericiți. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Aveau timp de adunare în fiecare zi pentru că erau mânați de o dragoste extraordinară. Oamenii trebuiau să se întâlnească, trebuiau să se vadă. Oamenii erau prețioși, oamenii trebuiau pe alte principii, pe alte valori. Toți împreună erau nelipsiți la templu în fiecare zi, dar când făceau afacerile? O să spui, dacă în fiecare zi te duci, când? Mai adun că noi avem, nu ne ajung în 6 zile. Și în sabat mai ne întâlnim cu câte unul și mai facem câte un proiect, câte ceva, pe unde mai merge, ce mai merge, ce mai de lucrat și nu știu ce. Și atunci ne pare rău că abia așteptăm să se închidă, să deschidem telefoanele și să dăm, nu? Noi în fiecare zi se adunau la templu și toată lumea se uita așa. Hai că înțelegem și noi în ziua Domnului sau sabat sau la Pasă, la Crăciun sau de cină sau nu știu ce, dar ăștia în fiecare zi și vedeai plin de bucurie, că așa scrie. Frângeau pâine acasă. Cina Domnului ajunsese aici, nu-i vorba de că mâncau pâine. Frângeau pâine, frângerea pâinii avea altă semnificație. Luau cina în fiecare zi. Atât de fericiți, doreau să-și aducă aminte de Hristos în fiecare zi. Și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Îi lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Știți, oamenii veneau și întrebau ce să facem ca să fim mântuiți. Noi întrebau ce să facem ca să fim mântuiți. Și nu să fie, o să vă spun, pocăiți-vă, nu? Pocăiți-vă și schimbați-vă, întorceți-vă la Dumnezeu și Dumnezeu o să vă umple cu acest spirit. În felul acesta, Dumnezeu electriza oamenii și asta este o forță de atracție care atrage oamenii. Oamenii vor să vadă așa ceva și dacă văd așa ceva autentic, nu o, decât o părere sau o veste neadevărată, așa ceva este mai presus de orice argument. Doctrinele pot să fie contrazise, există o grămadă de dispute pe puncte religioase, de așa ceva produce doar Dumnezeu. Viața altruistă și caracter de genul ăsta nu produce satana niciodată. O produce diavolul așa ceva. Diavolul produce oameni egoiști. Și umplu toate grupurile religioase. Egoismul se răsfață peste tot. Vanitatea și egoismul, marile păcate ale lui. Dar așa ceva este atracție. Vor să vadă așa ceva. Și dacă întâlnesc un grup de oameni de genul acesta, cu siguranță vor și ei să vadă, vor și ei să trăiască acolo când se împărtășesc de așa ceva, când gustă părtășia ceva ce nici n-au simțit, n-au mirosit vreodată, nici n-au crezut că există așa ceva, lucrul acesta îi face ca să nu mai dorească altceva. Deci caracterul altruist este o forță de atracție. Dragostea care se jertfește, părtășia adevărată care se realizează doar prin învingerea egocentrismului și materialismului, sunt lucruri care atrag cu putere. Apoi, în Psalmul 142:7 citim, scoatem sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Observați, după ce urmați ca sufletul să-i fie scos din temniță, după ce trăiește experiența ridicării din minuni pe care le face Dumnezeu în viața copiilor săi, convertirea adevărată, liberări de păcate și vicii, transformări miraculoase de caracter, devin o forță de atracție. Oamenii știu ce ai fost înainte și când ajungi la excelența caracterului pe ce ai fost cel mai viciat și nenorocit om. Nu. Să nu credeți că doar dacă suntem oameni morali, se poate produce o anumită moralitate, scrierea numai din calea către Hristos și fără Hristos și fără Dumnezeu. Oameni din respect de sine trăiesc destul de moral și echilibrat, dar asta nu înseamnă convertirea adevărată, că nu urli în biserică, nu strigi pe stradă, nu te duci în birt și nu știu ce faci.
Nu, asta nu e convertire, e vorba de minune adevărată, e vorba de transformări ale fundamentului vieții tale, trăsăturile care te-au dominat înainte. E vorba de schimbări mari, nu că faci câteva chestii pentru să te simți bine, să trăiești mai mult. Nu, ăștia fac și alți oameni care vor să se conserve, nu că reforma sanitară era, vrea Dumnezeu să ne împărtășim și de bucurie și de sănătate plenară, dar e mult mai mult decât atâta. Oamenii vor să vadă unul care și-a învins egoismul. Să vezi unul care i-a triangulat mâna, care a fost un Hagi Tudose și care devine un om care face numai bine. Unul care a fost vanitos, care nu știa cum să atragă privirile și să-l vezi o umilință adevărată. Nu de asta toți atragă privirile ostentativă, ci adevărată umilință. Un om care și-a învins defecte profunde și acum este în partea cealaltă. Asta e minunea, asta atrage să vezi că se fac convertiri de genul ăsta și schimbări de genul acesta. Lumea ar fi electrizată. Lumea vrea așa ceva. Peste tot oamenii nu se schimbă. Asta este, să zic așa, exact punctul comun al tuturor religiilor. Au problemele nerezolvate. Fiecare trâmbițează unicitatea și că doar aici e adevărul și doar aici se mântuiesc oamenii, dar toți oamenii se întâlnesc la fel. Peste tot aceleași probleme nerezolvate. Aceleași defecte le întâlnești în toate grupările religioase. Oamenii vor să vadă că se poate transforma cineva, dar transforma radical. Nu doar un piculeț, un apanaj, un pic de tapare a tot a firescului, ci vorba de schimbări adevărate. Când vor veni, vor vedea că mi-ai scos sufletul din temniță, cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare. Oseia 14 cu 5 la 8. Voi fi ca roua pentru Israel, el va înflori ca crinul. Și va da rădăcini ca Libanul, ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca măslinului și mirezmele. Știți, mirezmele se cunosc când treci pe lângă o pădure de tei, o pădure de salcâm, de la distanță. Nici nu trebuie să-ți spună, hai cineva, vino să vezi, știi ce bine e la noi. Nu că miroase deja. Miroase plăcut, e atractiv, este un miros care se duce, e purtat de vânt, de pala de vânt până departe și atrage oamenii. Și asta spune, asta era profeția, asta era planul lui Dumnezeu cu poporul său. Asta vreau să fac în voi, să fiți măreția măslinului, nu? Sunt pom care stai în fața lor, ești atras să vezi, parcă ești, se întind mâinile către el. Pomii cu roade întind, toate mâinile sunt, să apuce, să ia ceva de acolo. Ăia fără roade sunt evitați, sunt ocoliți de câte uiți și pleci dezamăgit, că n-are nimic, frunzosul. Iarăși vor da viață griului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce mai are Efraim de a face cu idolii? E clar că Dumnezeu vorbește în contextul ăsta că oamenii aceștia și-au aruncat idolii. Oamenii aceștia devin frumoși. Există o profeție în Zaharia. Cât de înfloritor sunt! Cât de frumos sunt! Sunt pietrele cununii lui împărătești! Sclipesc ca diamantele. E atractiv. Faima se duce, nu? Oameni care sunt schimbați. Oameni care au trăit minuni de convertire, de schimbare. Pocăința adâncă și transformare. De asemenea, există și un alt factor care atrage. În 1 Tesaloniceni 1 cu 6. În jos, câteva versete, cred că voi citi, și voi înși v-ați călca pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Se vorbește de niște oameni care au traversat multe necazuri cu bucurie. Să-i vezi oameni care trec prin necazuri, dar foarte fericiți, detașați, liniștiți și toată lumea, necazuri mai mici, oprimați, știi? Nu crezi că vine, mă, dar cum poți să faci fața? Păi am auzit prin cei trecuți când te văd așa ce tonus, așa de bucurie ai, ce suflet așa larg și ca și când n-ai nicio grijă. Nu, pe noi ne strivesc problemele, tu ai avut mai mare, ai trecut prin niște încercări teribile și uite de la fața ta, uite felul în care trăiești, ca și când n-ai nicio grijă, ești radies. Lucrul ăsta chiar atrage. Din păcate, oamenii sunt tot mai deprimați, inclusiv în grupele religioase. Tot mai deprimați, tot mai prinși de frici, de tot felul de lucruri. Apăsați, apăsați! Aici se spune despre cineva, ați primit cuvântul multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Așa au ajuns o
o pildă, un punct de atracție. Într-adevăr, numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutinde. Așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire le-ați făcut, cum v-ați întors de la idol la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din cerul pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Vestea unor credincioși adevărat s-a dus peste tot. Nu aveai nevoie să mai deschizi gura. Toată lumea a auzit. Dar nu există un om de credincioși ăștia, nu de ăștia spoliți. Credincioși adevărat și când trec prin necazuri, sunt bucuros, sunt liniștiți, au încredere în Dumnezeu, dar nimic nu-i sperie. Nimic nu-i doboară. Și simpli și o pildă despre, pentru toți credincioșii, s-a răspândit pretutinde. Mai este încă un punct de atracție și Dumnezeu binecuvântase poporul său cu din belșug cu toate lucrurile acestea. Dumnezeu echipase pe poporul său pentru așa ceva. Dumnezeu plănuise toate lucrurile astea să se întâmple în poporul său. În așa fel încât mulțim de oameni să vină. Mulțim de oameni să fie atrași din multe puncte de vedere. Mai era o înțelepciune nemai întâlnită. O înțelepciune nemai întâlnită nu în sensul că erau sclipitori de inteligenți. Culmea că erau oameni simpli. Dar această înțelepciune nemai întâlnită care schimba o grămadă de lucruri și făcea să facă ceea ce era în vârful, în topul lumii. Oamenii de-abia întrezăreau ideile acestea, iar ei le știau deja. Ei le aplicau deja. Și sigur, mă, voi cum știți, de unde știți, mă, că noi de-abia începem să bâlbâim? Ei, știți de unde sursa este cuvântul lui Dumnezeu. Noi am aderat strig la cuvântul lui Dumnezeu. Am crezut toate soriile care Dumnezeu ni le-a spus și de asta ne-a făcut. Nu suntem prea deștepți. De oameni simpli, uitați-vă la noi, oameni foarte simpli. Dar atâta timp cât ascult cuvântul lui Dumnezeu, nici doar simplu. E vorba de, în ascultare este o mare binecuvântare. E vorba de înțelepciunea diversă a lui Dumnezeu, atât de mirifică a lui Dumnezeu, care se revarsă nu știu câte capitole. Deuteronom 4 cu 5 și 6. Iată, v-am învățat legi și porunci. Solii pe care Dumnezeu ți le dă. Cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Învățase inclusiv și cu pământul și cum să se odihnească. Și ce soiuri să pună, apropo că în legile astea erau inclusiv cum să îngrijești pământul. Și el îngrijau extraordinar. Se făcea la în Israel, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, bineînțeles, dar prin ascultarea și folosind niște legi divine ale pământului, în așa fel încât toată lumea era uimită din toate punctele de vedere, nu? V-am învățat legi și porunci. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Cum să nu te duci și să vezi? Cu ce a binecuvântat Dumnezeu cu solii speciale care urmau să facă din poporul ăsta în timpul din urmă ceva cu totul special, în așa fel încât oamenii să rămână uimiți. Dar din păcate atât de puțini au pus în practică lucrul acesta. Să știți, și pe timpuri, Dumnezeu dorea să producă numai tip de talia lui Daniel. Daniel a fost unul care a ascultat de legile și poruncile lui Dumnezeu. A fost crescut în școlile profeților împreună cu cei trei tineri cu care au fost colegi și a excelat. Ați văzut la ce nivel și cum au rămas. Deci a fost înțelepciunea lor superioară a tuturor magilor, înțelepților, lumii, așa fel încât întotdeauna a fost luat în calcul sfatul lui Daniel și toată lumea știu că are în el Duhul Dumnezeilor Sfinți. E ceva mai presus decât ce există caracterul ireproșabil, în așa fel încât a rămas o uimire, o atracție. Așa dorea Dumnezeu să producă un popor de Daniel, dar nu doar câțiva au ascultat de aceste lei și porunci, au aderat strig la cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât Dumnezeu să facă din ei ce dorea. Ce a încredințat poporului din timpul din urmă? Solii care sunt sursă de înțelepciune, în așa fel încât oamenii cu gura căscată și atras să spună: de unde știți voi chestiile astea? De unde, că noi de-abia bâlbuim și nu știm încă ce să punem mâna? Și e vorba de oameni care sunt studiați, de oameni mari ai lumii acestea și oameni care chiar caută
Ei sunt primii care apreciază. Vom vedea că există profeții că oameni mari vor căuta așa ceva. Dacă va exista o astfel de sursă de atracție, un astfel de punct, un astfel de grup, sigur, oamenii vor fi atrași. În primul rând, am credințat cea mai frumoasă solie, neprihănirea prin credință, care urma să producă în ei un caracter de o excelență rară. Era caracterul lui Hristos în poporul său. Așa caractere, să intri într-o adunare de oameni și să vezi nu doar un zâmbet fals, ademenitor, vino, stai în față și după aceea, când a terminat cu tine, a uitat că mai trebuie să-l mai pună. Să vezi oameni care se jertfesc unii pentru alții, oameni de o amabilitate rară, oameni umili, oameni de o credință puternică în Dumnezeu, cu caractere schimbate, frumoase, să simți că plutește în aer dragostea, să o vezi în priviri, în gesturi, în faptelor, în viața lor. Să vezi astfel de caractere că se produc într-un anumit loc, sigur, lucrul acesta este extrem de atractiv. Asta urma să facă prin neprihănirea prin credință. Din păcate, neprihănirea prin credință, adevărata solie lui Dumnezeu, a fost respinsă, nici măcar nu este cunoscută, nici în ziua de astăzi. Există extrem de puțini oameni care înțeleg ce înseamnă solia aceasta. A fost pusă la arhive, sunt tone de prejudecăți asupra ei și oamenii sunt departe de a excela în această frumusețe de caracter care devine un punct de atracție. În plus, Dumnezeu a dat acestui popor modelul pentru o reformă în familie, pentru a face exact ceea ce dorea el din familie. Era vorba de reforma în familie și sunt o grămadă de solii în această direcție. Trebuia să se accepte modelul divin pentru viața de familie, cu un tată ca și patriarhii de pe vechime, din vechime. Cap al familiei, legiuitor și preot ce s-a să adună familia în fiecare zi la altar. Nu e vorba de un formal serviciu divin, ci vorba de acea închinare ca întreagă familie, că familia aceasta aparține lui Dumnezeu, atât de sfânt și sacru timpul acesta de studiu și de dedicare, încât chiar dacă vine cineva, e binevenit, e invitat, dar nimeni nu poate să întrerupă acest lucru sacru, o familie în care se ardă flacăra altarului, a dedicării pentru Dumnezeu. Tatăl este preot, este legiuitor, ca și patriarhii, ca Avram, care era respectat ca un domnitor al lui Dumnezeu, ca și când ar fi fost căzut în cer între ei, așa îl prețuiau, nu? Un tată care să fie la închinare, la masă, la lucru, așa a prevăzut Dumnezeu familia, apropo așa scrie în cărțile pe care le mai avem, le mai vindem, le mai distribuim, dar care nu credem și nu suntem aranjați după modelul respectiv, așa trebuia să fie familia. Așa a fost destinate, concepute de Dumnezeu ca familia, să fie toate împreună, continuu, la toate activitățile. Nu mama, nu știu, biu pe unde, tata, nu știu, biu pe unde copii, biu pe unde se întâlnesc, ca la un han, schimbă câteva amabilități, împărtășesc acoperișul noaptea și atâta fiecare. Cu treburile lor, nu asta e familia așa cum a concepută Dumnezeu, așa este familia de tip lumesc. Sunt tot felul de modificări structurale și funcționale pe care diavolul le-a făcut în această concepție. Trebuia să vadă oamenii o familie de genul acesta. O familie în care să fie atmosfera ospitalității și a bunătății în relația dintre ei. O familie în care soția să fie regina căminului, nu? Regina căminului înseamnă în cămin, nu departe de cămin. O soție care își înnobilează soțul, respectă, îi se supune în Domnul, fiind o mamă înțeleaptă, ce consideră misiunea de a-și educa proprii copii după planul divin ca fiind suprema slujbă și testul mântuirii ei. Pentru că nu există ceva mai mare decât a da niște copii care să fie urmașii Domnului Iisus. Societatea ar fi fost conservată. N-ar fi existat deprecierea care există astăzi dacă mamele ar fi considerat suprem și li s-ar fi părut extraordinar de mare. O misiune de responsabilitate cutremurătoare, pentru că ea trebuie să fie de nivelul pastorului în ceea ce privește înțelegerea concepțiilor adevărului, de nivelul celui mai talentat profesor în ceea ce privește predarea, înțelegerea, psihologia, lucrarea cu mințile,
fi trebuit să fie doctor și asistent în același timp, pentru că ar fi trebuit să încredințeze copiii altora și ar trebui să le dezvolte înțelegerea profundă a respectului față de templul Creatorului, a legilor care funcționează, ar fi trebuit să învețe cum să trateze, ar fi trebuit să înțeleagă știința vindecării. Să fii mamă e ceva extrem de complex, să vezi o familie de genul ăsta, cu un tată, cu mamă, cu copii care sclipesc de educație, care vezi caractere de o amabilitate extraordinară, de o bunăvoință deosebită. Copii altruiști, nu copii egoiști, peste tot. Știți, cu crizele s-a inventat conceptul de criză de adolescență, ca și când Isaac și Samuel sunt ăștia de pe timpul lui... Sigur, criza de adolescență este pentru că nu există, nu mai sunt tinerii consacrați, pentru că nu pornesc din familii care să înțeleagă consacrarea cum trebuie. Și sigur, copilul are tot felul de zbateri și de asta. Samuel spune că niciun cuvânt n-a căzut. De când era de câțiva anișori la templu, n-a căzut la pământ. Și toată lumea știu că Dumnezeu vorbește cu Samuel. Aduceți-vă aminte de Isaac, adolescentul Isaac, tânărul Isaac, care întărește mâna tatălui său și care nu-i contestă nici autoritatea, nici înțelepciunea, nici ce înseamnă să că tatăl său știe că vorbește cu Dumnezeu și cere un lucru care e atât de dificil și totuși îl face. N-are o criză de adolescență, spun nebunule, ce ai impresia că ți-ai ieșit din minți, tu vrei să-mi faci chestia asta, nu? Nu, ăștia sunt de, cumva de domeniul SF-ului sau ceva de ăștia învechite, că probabil nu credem că sunt posibile, reale, sunt fel de... povești biblice, dar la noi sunt alte timpuri, domnule, alte conjuncturi. Nu, să vadă o familie de genul acesta, oamenii, și ar vrea să treacă pe acolo. Ar fi atrași oameni, părinți, tineri, hăituiți sau asta, ar vrea să petreacă în familia, să se simtă extraordinar ca într-un colț de paradis. Apoi amintesc Solie afară din orașe, care era o înțelepciune de 100 și ceva de ani, transmisă poporului său. Ieșiți afară, asta va fi o înțelepciune. Mergeți într-un loc liniștit și retras și cu natură multă, pentru că promovează reîntoarcerea la stilul de viață edenic. Nu este doar separarea de lume sau trăirea undeva pe câmp. E vorba de o solie care cheamă la reîntoarcerea la stilul de viață edenic. De la început Dumnezeu vrea să întoarcă toate lucrurile cum au fost la început. Înainte de venirea Domnului Iisus, toate lucrurile trebuie făcute noi. Oamenii trebuie să întoarcă de unde au plecat, de acasă, din căminul lor paradisiac. Iar niște oameni trebuie să facă să arate avantajele și binecuvântele extraordinare a unui stil de viață conceput de Dumnezeu. Versus ceea ce se întâlnește peste tot, nebunia lumii, aceste urbanizare și tot ce se petrece. Trebuiau oameni care să trăiască o viață simplă, dar frumoasă și fericită în mijlocul naturii, cultivând organic pământul după legile pământului, obținând hrană sănătoasă, mai ales că Dumnezeu prevăzuse în timpul din urmă otrăvirea, distrugerea planurilor diabolice al lui Satana de a-ți distruge umanitatea și mințile și trupurile oamenilor. Ne depinzând de sistemul rapace care îi sufocă și otrăvește pe oameni și care face dependenți pentru a le fura timpul, mintea și viața. Și trebuie să găsești și oamenii în cer, sunt oameni din lume, oameni care sunt uneori afectați de religii false, de concepții lui aici sau altceva, chestii de genul ăsta, că Satana o ia înainte, dar poporul lui Dumnezeu avea lucrul acesta, avea dinainte, din timp, în așa fel încât de unde a știut mă să faceți voi toate chestiile astea. Și tu să-i răspunzi frumos și simplu. N-aveam de unde să-și, nu sunt mai inteligent decât alți oameni. Avem cuvântul. Am crezut ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Aveți voi așa ceva, dar e de mult scris. Există așa ceva, dar există. Cu 100 și ceva de ani în urmă, mi s-a spus ca să facem chestia asta pe care voi o intuiți, să simțiți că e nevoie, dar nu înțelegeți de ce și cum și sunteți încă destul de confuzi. Noi avem lumină destulă și mai avem la alte capitole, așa ceva există. Da, există. Oamenii s-ar târâ. De fapt, asta e profeția, că s-o arunca la pământ să te ia de poala hainii. Exact asta vrea să facă Dumnezeu. Atâta excelență vrea să facă în poporul lui Dumnezeu. Și trebuie doar să arate gloria lui Dumnezeu, să spună, dar Dumnezeu este a lui, este, n-am fi știut nimic, cuvântul lui. Dumnezeu ne-a binecuvântat pentru că îl crede. Apoi reforma sanitară. Reforma sanitară, Dumnezeu anticipând câtă suferință și ce dramatism va fi în timpul din urmă. Le spun de fiecare dată, mi se spune, cum ai ajuns tu să înțelegi lucrurile ăștia, să scrii? N-aș fi avut nicio șansă să not prin jungla de informații, atât de contradictorii, prin lăturile de informații medicale, dacă n-aș fi avut lumina, Biblia
și cărțile inspirate, le spun și nu mă sfie să spun că le-au fost exact baza și exact trierea. Ce m-a făcut să fiu selectiv și să înțeleg că asta bun, asta nu e bun. Altfel n-aș avea nicio șansă să dobândesc o concepție sănătoasă despre sănătate. Nu, și să le arăți și să vadă un popor radin de sănătate cu acele principii solide. Nu, ceva Daniel spune că avea mers elastic. Nu arătau bine. Sănătoși, viguroși, minte clară, nu? Pas frumos. Și să vezi un popor, un grup de oameni de genul ăsta și să zici, Doamne, ce este? Doamne, de unde știți voi chestiile astea? Ne-a învățat Dumnezeu. Nu problemă doar de credință, Dumnezeu ne-a dat lumină, vă ce voi da vrem și noi. Am auzit de voi că există grupul ăsta, nu? Și apoi, știința vindecării folosind remediile lui Dumnezeu, ce aduce vindecare și regenerare oamenilor bolnavi, făcând adevărate minuni într-o lume bolnavă și trezind interesul și pentru celelalte adevăruri ce au fost încredințate copiilor lui Dumnezeu. Și din nou spunând Dumnezeu, de unde știi tu atâtea lucruri? Nu știu, Dumnezeu m-a ajutat să le învăț, n-aș fi avut nicio șansă. Sigur, mi-a fi spălat creierul și mie tot pe la școlile lumii acestea. Dar l-am crezut pe Dumnezeu și am mers pe o altă linie și Dumnezeu face lucrul acesta. Și vă spun cu umilință, dar cu bucurie, slăvindu-L pe Dumnezeu, că au fost oameni cercetători, nu doar medici, au fost oameni care și-au făcut studii în străinătate, care erau, nu aveau diplome pretențioase, care au considerat un privilegiu să stea de vorbă cu mine, că n-am decât 10 clase în lumea aceasta, iar restul tot l-am adunat de la ce Dumnezeu mi-a dat. Și au considerat că este un har să vină și au venit. Au bătut cale lungă să vină și mulțumirii lui Dumnezeu. Zic, Doamne, ce sunt? Sunt un nimic. Sunt un nimic, Tu ești totuși, Tu m-ai ajutat. Și am vrut să dau slavă lui Dumnezeu cu acea ocazie și să le spun că nu e vorba de o perspicacitate și o abilitate rar întâlnită, o inteligență sclipitoare. E vorba doar de o aderență strictă la ce spune Dumnezeu. De acolo, asta va fi înțelepciunea voastră înaintea popoarelor și asta urma să fie, nu câțiva oameni, urma să fie un popor întreg. Atât de avansat în toate, atât de nobil, atât de frumos, cu familie, atât de deosebite. Apropo de familie care e dărâmată și care acum naufragiază și e făcută praf, nu mai rămâne nimic din valorile ei, asta ar fi însemnat exact solia de viață pentru lumea aceasta. Și apoi era un plan de educație al copiilor la școlile lumii acestea, pe cu totul alte principii. Principiile Scripturii cu crucea în centru, crucea Domnului Hristos înălțată. Adevărată educație care urma să facă. Cum are asta înțelepciune de n-a învățat la niciuna din școlile noastre? Se întrebau despre Domnul Iisus. A avut un alt izvor care l-a făcut atât de înțelept să depășească înțelepciunea lumii acestea. Urma să fie un popor cu tineri și copii educați. Minți solide, cu caractere puternice, cu un simț practic, cu educație practică de viață. No, și câte clase? Păi n-am fost la școală. Wow, și ce cu mine? Și să vezi ce caracter, ce înțelegere profundă despre viață, despre medicină, despre lume, despre tot ce se întâmplă, ce educație practică de pregătit este pentru a înfrunta viața. Spune, dar de unde știu voi să faceți chestia asta? Dumnezeu ne-a învățat, ne-a dat adevărul pentru timpul din urmă. Ce lumea uimită, nu? Haideți să vedeți, hai să vedeți, hai să auziți, hai să mergem și noi, nu? Asta era planul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. Măcar că a străbătut cetățile și a predicat ajungând la mulți oameni. Dar realitatea este, în Matei 4:24, i s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei care suferau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăbănoci. El îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, de Capole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Matei 9:29-31, atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi se după credința voastră și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei cum au ieșit afară? Au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Marcu 2:1, după câteva zile Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă. Și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Ce le spunea? Nimeni n-a vorbit ca omul acesta, pentru că nimeni n-a trăit ca omul acesta.
felul în care prezenta cuvântul, adevărurile curate și pline de iubire ale lui Dumnezeu, felul în care îi inspira speranță și schimba oamenii, era ceva care îi electriza. Auzeau că e acolo, gloata, nu mai puteai să te învârți. Oamenii veneau. Există câteva profeții mari, profeții importante pentru timpul din urmă. Aș vrea să le citesc în final, pentru ca să vedem că Dumnezeu are în plan așa ceva. Și dacă are în plan și noi credem și ne punem la dispoziția Lui, noi putem să fim oamenii cu care Dumnezeu să îndeplinească chiar acest plan. Ezechiel 34, 22 la 31. Voi veni în ajutorul oilor mele, ca să nu mai fie de jaf, și voi judeca între oaie și oaie. Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paște, și anume pe robul meu David, cu râ mare. Robul meu David, pentru că e vorba despre Isus. Un singur păstor. El le va paște. El va fi păstorul. Un timp în care de confuzie, în care e jaf între oi, în care trebuie să judeci între oaie și oaie și care trebuie să fie scoase din mâna păstorilor mincinoși și Isus să fie singurul păstor, pentru că așa a fost planificat de Dumnezeu. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voivod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Voi încheia cu ele un legământ de pace și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice care îți mănâncă, bineînțeles, vitalitatea, viața, sfură, dragostea, te sug de seva spirituală. Ăștia sunt fiarele, lupii răpitori. Și va trebui într-un astfel de mediu, n-ai cum să prosperi spiritual și n-ai cum să atingi standardul dorit de Dumnezeu ca să facă Dumnezeu ce vrea El din tine. Eu, Domnul, am vorbit. Asta înseamnă că e foarte sigur ce am spus. Le voi face pe ele și împrejurimile dealului meu o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Uscăciunea asta, lipsa de Spiritul lui Dumnezeu în viața poporului său, criza de ploaie târzie, nu ploaie târzie care tot... Asta face ca și lucrarea să fie o lucrare omenească, searbădă, o lucrare făcută în puterea omenească, fără Dumnezeu. E puțin Spiritul lui Dumnezeu manifestat în lucrare. Dar promisiunea este că dacă El le va păstori, le voi face și împrejurimile lor și ce e în jurul lor, voi face o binecuvântare din ele. Pomul de pe câmp își va da roada și totul este, are și valoare simbolică, aplicații spirituale. Pământul își va da rodurile, deci oamenii ăștia vor fi roditori din toate punctele de vedere. Ele vor fi liniștite în țara lor și vor ști că eu sunt Domnul când voi rupe legăturile jugului lor și când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc. Trebuie întâi această lucrare ca Dumnezeu să poată să facă din tine ceea ce trebuie. Altfel, rămâi un ignorant, rămâi un formalist, rămâi legat în lanțuri. Trebuie Dumnezeu să te izbăvească și să facă, scăpând de prejudecăți, de limitările astea, să poți să atingi potențialul care îl dorește Dumnezeu. Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mai mânca fiarele din țară, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Le voi pune un răsad căruia îi se va duce faima. Răsadul unde-i răsadurile astea bune? De unde-i răsadurile astea bune? Unde ce ardei s-a făcut? E un răsad? Nu, oamenii ăștia sunt de altă. Din alte parte, sunt căzuți din cer. E un răsat de origine divină în mine, pentru că acela este, e să di ceva în principiu de origine divină, principiul dragostei lui Dumnezeu, e ceva divin în ei. Și lucrul ăsta va face să se ducă faima, asta e, promite Dumnezeu. Nu vor mai fi mistuite de foame în țară, încă în teorii uscate. Și plătim pentru lucrurile acelea. Și nu vor mai purta o cara neamurilor și vor ști că eu, Domnul Dumnezeul lor, sunt cu ele și că ele sunt poporul meu, ele casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Voi sunteți oile mele, oile pășunii mele și eu sunt Dumnezeu vostru, zice Dumnezeu. Isaia 61. Cartea lui Isaia seamănă foarte mult în derulare ca și cartea Apocalipsei. Evenimentele finale, capitolul 60 vorbește cum este capitolul 18 în Apocalipsa, apropo, și merge până la un cer nou și un pământ nou. Dacă veți lua evenimentele, veți vedea că e o corelație perfectă, doar că e multă evanghelie în cartea lui Isaia și în Apocalipsa este tot evanghelie. Scoală-te, luminează-te! Scoală, luminează, este în traducerea King James, că lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Slava lui Dumnezeu este caracterul lui Dumnezeu descoperit. Asta e slava din Apocalipsa 18. Când vei fi luminat de slava lui Dumnezeu, îmbrăcat în caracterul lui care
principiul caracterului său fundamental este dragoste, Dumnezeu este dragoste, se va întâmpla ceva. Iată, întunericul acoperă pământul și negură, marea popoară, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta. Și împărați în strălucirea razelor tale, ridică-ți ochii împrejur și privește, tot se strâng și vin spre tine. Și asta e profeție pentru timpul din urmă. În momentul când slava Domnului, când vei fi luminat de slava Domnului, îmbrăcat cu slava Domnului, trebuie doar să te uiți ce se întâmplă. Sunt atrași ca un magnet, nu? Sunt atrași ca un magnet. Uită-te și vin toți spre tine. Fiii tăi vin de departe. Fiicele tale sunt purtate pe brațe. Când vei vedea aceste lucruri, asta înseamnă cei care sunt purtați pe brațe, că nici nu mai pot merge, dar sunt aduși de alții care au credință, cum îi aduceau pe brațe pe bolnavii sau slăbănogul sau pe cine nu mai putea să vină. De ce sunt alții care însăși cred și vor ca și ceilalți să vadă, să simtă, să trăiască lucrul acesta, îi aduce pe alții târâși, pe brațe, cu ce pot, pe târgi. Așa scrie. Deci vor veni. Singura este scoală, te trezește-te. Și lasă lumina să te umple, lasă slava Domnului să te umple și apoi o să vezi lucrare. E un alt tip de lucrare. Ei vin, ridică-ți ochii și vin. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima și se va lărgi, căci bogățiile mării se vor întoarce spre tine și visteriile neamurilor vor veni la tine. E vorba nu de bani, lucrare care va duce, e vorba de comori. Cântăm noi mai sunt în lume încă. Mari comori, oameni de o valoare extraordinară, când vei vedea că îi trimite Dumnezeu. Doamne, ce mare ești! Vei fi acoperit de o mulțime de cămile, de dromadere din Madian și Efa. Vor veni toți din Seba. Seba era locul în care erau mulți, să știți. Oamenii de la materialismul lor se vor întoarce la așa ceva, aducând au și tămâie și vor vesti laudele Domnului. Străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji. Căci te-am lovit în mânia mea, dar în dura mea am milă de tine. Porțile tale vor sta veșnic deschise. Nu vor fi închise nici zi, nici noapte. Ce frumoasă descriere de veșnică ospitalitate și deschidere pentru la orice oră și oricând. Porțile tale vor fi veșnic deschise. Ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și pe împărații lor cu alaiul lor. Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji vor piri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Slava Libanului va veni la tine. Chiparosul, ulmul și cimișirul cu toții la oaltă ca să împodobească locul sfântului meu locaș. Cimișirul este veșnic verde, gardul viu e buxusul. Deci asta înseamnă, sunt toate alegorii. Asta înseamnă că vei fi veșnic verde în timp ce peste tot e o filire. Sunt promisiunile Domnului. Fii asupritorului, asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ta. Chiar cei care te-au vorbit de rău, copiilor, vor veni. Și toți cei ce te disprețuiau se vor închina la picioarele tale și te vor numi cetatea Domnului, Sionul, Sfântul lui Israel. De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oamenii din neam în neam. Nu vor mai fi decât oameni neprioniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vecie ca o drazdă sărită de mine. Lucrarea mâinilor mele ca să slujească spre slava mea. Cel mai mic se va face o mie. Și cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor. Lucrarea lui Dumnezeu se va face foarte rapid în timpul de urmă. Sunt exact cuvintele care sunt deseori expuse și de Ellen White în ceea ce ea vorbea de timpul din urmă. Asta e profeție pentru timpul din urmă. Ne spunem trăim timpul din urmă. Este pentru noi înseamnă, este a noastră în cazul în care ne punem la dispoziția lui Dumnezeu că El să facă lucrul acesta, El va face lucrul acesta. Zaharia 8:18 până la 23. Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel, așa vorbește Domnul oștirilor, postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea, postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul și pacea. Așa vorbește Domnul oștirilor, vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Vor mai veni popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. Vor veni, ei vor veni, așa scrie. Locuitorii unui cetăți vor merge la cealaltă și vor zice de ce vor pregăti terenul. Haideți să ne rugăm Domnului să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Vor spune ceilalți. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domn. Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu.
de poala hainei și vor zice, vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. E vorba de un adevărat evreu, cel de care spune Pavel, acela care, nu toți care se coboară din Israel sunt israeliți, ci care au credință ca și Avram. Iar prin credință dobândești neprihănirea care e slava lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Vrem să mergem. Îl vor apuca de poala hainei, asta înseamnă că se aruncă la picioare. Se pleacă. Vine un mir. Și consideră un privilegiu. Vrem să mergem și noi, că am auzit că Dumnezeu este cu voi. Ce am auzit despre voi este ceva rar. Dumnezeu va face lucrul acesta. Mica 7:11. Mai găsiți dumneavoastră profeții. Sunt destule. Vă mai citesc aceasta în ziua când îți voi zidi iară zidurile, pentru că acum suntem ca o cetate dărâmată. Zidurile se numesc mântuire și neprihănire, în Isaia scrie. În ziua aceea ți se vor lărgi hotarele. În ziua aceea vor veni la tine din Asiria până în Egipt. Din Egipt până la râul. De la o mare până la alta și de la un munte la alt. În ziua aceea când o să fie zidurile lărmite, mântuire și neprihănire făcute, o să vină de peste tot. Dumnezeu se îngrijește. Asta e treaba lui ca, și vei zice, dar cum vor veni, nu-i treaba ta. Treaba ta este să trăiești adevărul. Treaba ta este să-L ai pe Dumnezeu în viața ta. Treaba ta este să-L lași să se manifeste întru totul în tine. Iar restul, lasă-L cu oamenii. Cum îi anunță, cum îi strânge, cu ce face, e problema lui. La un semn. Există profeții în care spune, voi face un semn. Popoarele le voi fluiera și le vor alerga. E simplu ca Dumnezeu să pună în minte sau să înștiințeze în felul lui providențial prin miile de căi oameni? E treaba lui. Noi intrăm, e o altă temă aceasta, dar Dumnezeu va face lucrul acesta. Problema este dacă oamenii vor veni. Ce vor găsi? Ce vor vedea? Știți că Dumnezeu exact așa a vrut să facă cu Ezechia. Închei cu acest exemplu care este cercetător. A doua Regi 20:8. Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă voi vindeca, că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. A avut o tumoră, o boală care urma să fie mortală, i-a fost dat avertismentul, puneți casa în rânduială că vei muri și după aceea s-a rugat disperat și Dumnezeu a spus, bine, în regulă, îți mai dau 15 ani, pune o turtă de smochine. Deși se putea fi fără turta de smochină, Dumnezeu a vrut să ne învețe ceva și cu turta aceea care o aplici, puterea vindecătoare este a Lui prin remedii simple când Dumnezeu vrea. Minunea oricum rămâne minune chiar cu turta de smochină. Și puterea tot a Lui Dumnezeu este. Dar n-a fost doar atât ca să vindece doar noi. Dumnezeu vrea să atragă atenția la puterea Lui. Vrea, e bun și vrea să-i vindece pe mulți oameni. Știa că mulți au nevoie să-L cunoască. Și ca tare, ia. Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei? Să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Exact cum ți-ar zice, ai vrea să vină noapte mai repede acum? Sau să nu mai vină noapte aproape deloc? Timp de încă 10 ore să ziua în loc să aibă până se întunericește atâtea ore, să mai aibă 10 în plus. Și s-a părut că dacă vine noaptea prea repede este mai... parcă mai întâlnibil, mai ușor și asta și-a zis, nu, invers să fie, să se dea înapoi ceva. Simplu, pentru Dumnezeu, n-a fost greu, nu. O mișcare de rotație, nu, a pământului, puțin. A fost simplu, nu știm cum face Dumnezeu lucrurile, dar le face atât de simplu că este Creatorul. Și sigur erau în toate popoarele, astrologi, oameni care se ocupau și au văzut, s-a întâmplat ceva. Extraordinar! E un semn în cer, ceva, așa ceva, noi nu putem explica cum se poate, că noi am înțeles și noi ceva din legile astea, dar așa ceva este extraordinar. Și auziți, știți de ce s-a întâmplat? S-a dus vestea! Păi asta pentru că l-a vindecat Dumnezeu pe Ezechia și i-a dat pe deasupra, că l-a vindecat de o boală incurabilă, de o tumoră, i-a dat și un semn, așa, ca o plăcere, ca o bucurie pentru el, ca o încuvințare, ca să-l bucure. Așa e Dumnezeu ăla! Există oameni care au așa ceva, o relație cu un astfel de Dumnezeu și există posibilitatea de așa ceva. Mergem să vedem, erau înțelepții Babilonului și au fost trimiși. În același timp, Berodac Baladam, fiul lui Baladam, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boală lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț. Hai să vă arăt ce... casă faină am și ce, uite ce bibelouri faine am, uite ce piese artizanale extraordinare, ce ziceți de mobila asta, știți cât costă, nu?
dar de hainele mele, de filmă, ce ziceți de chestiile astea luxoase? Și aceea, parcă văd așa, deci avem noi și noi, avem mai multe și noi, deci te credeam că avem sau ceva, și noi avem case mari, avem bani, că am strâns tot felul de chestii, de lucruri, eu credeam că e altceva de arătat, dar asta eram morți de dorință să vedem ceva cu totul de observit și vin la tine și arată și vorbește de prostioarele tale, de idealurile tale mici și strâmte. Și cam asta este ce pleacă ăia cu, îi vezi, cu fețele plecate. Am crezut că e cu totul altceva, ne-am înșelat, probabil că n-am. Și ocazia de aur se pierde. Ocazia de aur i-a trimis Dumnezeu, mă, nu te duci tu la el, i-a trimis și oameni mari care greu accesibili sunt în alte condiții. Oameni mari au venit ei și să spune-ne exact care e secretul. Răspune, ce sunt mai? Sunt un om simplu și eu, ce credeți? Că nu vă uitați, că n-am nimic să facă eu. Dar avem un Dumnezeu extraordinar de bun, extraordinar de puternic. El m-a vindecat, El ține constelațiile, cerul, universul, e al Lui, El e stăpânul peste tot, El ne învață, cuvântul Lui ne învață. De asta avem o înțelepciune superioară, de la El vin toate lucrurile, viața ne-a aranjată după cuvântul Său. Dacă i-ar trimite la tine, ce le-ai arătat? Îi poate trimite, hai să zicem că profețiile acelea care le-am citit și altele care există, s-ar împlini, ar vrea Dumnezeu să se împlinească fără să respecti tu condițiile, ar fi un dezastru. Ar pleca ca și înțelepții ăștia din Babilon, ca oamenii mari, alaiul acela, ar pleca dezamăgiți oamenii. De aceea, tipul acesta de lucrare necesită un anumit tip de oameni. Această lucrare nu se poate face decât cu oameni care au un statut diferit, de oameni care chiar trăiesc cu Dumnezeu, chiar apreciază adevărul și lasă acele adevăruri salvatoare să le schimbe viața, care își aranjează viața exact după cuvântul lui Dumnezeu, în care se vede slava lui Dumnezeu, prin care vorbește Dumnezeu. Altfel nu funcționează tipul acesta lucrare. Cealaltă merge. Poți să te duci, să dai cărți, să vorbești, să faci. O poți face și dacă ești firesc și dacă ești mai puțin consacrat. Poți să o faci și din motivații greșite. Poți să o faci cum pare cel, dar așa ceva nu merge decât într-un singur. Stai și tu, de aceea în timpul din urmă Dumnezeu vorbește de lucrarea aceasta. El are, vrea să facă ceva cu poporul Său. Vom fi noi. E ocazia noastră să știți. E ocazia și privilegiul nostru să fim exact oamenii pe care îi va face, exact cum spune Isaia 18. Niște minuni. Eu și copiii pe care mi-a dat Domnul am ajuns. Suntem niște semne și niște minuni. Asta vrea să facă din noi, să lăsăm pe Dumnezeu și să-i mulțumim pentru acest lucru. Dumnezeu să fie lăudat pentru planurile Lui vaste și binecuvântate. Amin. Amin. Amin.